Demonstrăm încă o dată că Băneasa face parte din România, că locuitorii comunei Băneasa știu să sărbătorească, știu să se bucure, știu să cinstească înaintașii și vă mulțumesc mult pentru prezență. Evenimentul de astăzi se va desfășura în prima parte cu depunerea de coroane la Monumentul Eroilor, după care vă invit la Căminul Cultural, unde va avea loc un mic program artistic, după care lansarea cărții Monografia Comunei Băneasa. Anul trecut a fost o recunoaștere a veteranilor de război și o decorare și totodată declararea lor ca și cetățeni ai Comunei. Iar anul acesta, odată cu Ziua Națională, a avut loc lansarea Monografiei Comunei, iar pentru anul următor ne vom gândi ca odată cu cinstirea martirilor să avem și alte evenimente. După ceremonia de depunere a coroanelor de flori, la Căminul Cultural din localitate a avut loc lansarea Monografiei Comunei, o amplă lucrare documentară ce prezintă Comuna Băneasa pe parcursul a 2000 de ani de existență. Momentul a fost precedat de un spectacol de colinde și dansuri populare, în interpretarea ansamblului Mugurel de Vlașca, grup coordonat de preotul Mihail Balaban. Sară, misară, comuneare! De față pe care o să o aveți și dați o să o vedeți, este o monografie gândită cu mulți ani în urmă. Dar abia acum vreo 2 ani de zile m-am apucat să scriu, împreună cu colegul meu inginer, Dumitrescu Ștefan, care este tot din Comuna Băneasa, născut în Frasinu, cu domiciliu în Daia. Lucrarea este compusă de mai multe capitole, în care am vrut amândoi să demonstrăm, să scoatem în evidență vechimea comunei, ocupațiile locuitorilor și, de asemenea, evenimentele prin care a trecut comuna. Această lucrare este menită să demonstreze generațiilor viitoare să fie un ghid. Istoria Băneasei este foarte complexă, are multe capitole care trebuie menționate și este greu ca într-un termen foarte scurt să putem să spunem. Dar să începem cu cele mai simple. E vorba de numele de Băneasa. Au fost multe opinii. Prima monografie de 5-6 pagini a fost făcută în 1900 de către secretarul primăriei. Conținutul lucrării se bazează pe documentele adunate de la diferite instituții publice, dar și pe informații culese de-a lungul timpului de la bătrânii satelor, ori trăite de autori. Un sprijin esențial acordat în vederea elaborării și apariției acestei monografii vine din partea primarului Ion Viorel Rotaru, fiul al satului, care încă de la preluarea mandatului a reușit să schimbe în bine fața comunei pe care o păstorește. Odată cu 1 decembrie, încă în Ziua Națională a României, am lansat în Comuna Băneasa și Monografia Comunei Băneasa o carte de identitate a Comunei în care sunt cuprinse toată istoria Comunei de la prima atestare documentară din anul 1475. Este prima lucrare apărută, prima monografie a Comunei Băneasa. O vom transmite școlilor, bibliotecilor și tuturor persoanelor care ne vizitează. Este o carte de identitate. Am avut norocul de a avea 2 profesori, fie ai satului, care s-au ocupat de scrierea acestei cărți.